Multe școli au prevăzut în regulamentul propriu ca elevii să poarte uniformă la cursuri, în caz contrar ei putând fi sancționați prin scăderea notei la purtare, o măsură care duce la pierderea dreptului la bursă și cu absențe nemotivate pe ziua respectivă. Mai mulți părinți nemulțumiți de aplicarea acestor sancțiuni au depus sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Colegiul director al Consiliului a analizat plângerile, iar miercuri a adoptat o hotărâre prin care a stabilit că se face o discriminare indirectă atunci când elevii sunt sancționați pentru neportul uniformei școlare. Colegiul director a constatat că scopul acestei prevederi este legitim, măsura este adecvată și necesară, însă sancțiunile nu sunt proporționale cu scopul urmărit. Măsura prevăzută de regulamentul școlar trebuie să țină cont inclusiv de situația persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate și nu au posibilitatea financiară de a achiziționa uniforma școlară. Prin tratamentul diferențiat se încalcă dreptul la educație al copiilor, aparținând grupurilor vulnerabile, se arată într-un comunicat de presă. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării precizează că școala reclamată a fost amendată cu 1.000 de lei și s-a recomandat modificarea regulamentului prin eliminarea măsurilor discriminatorii. Hotărârea colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a fost votată în unanimitate și comunicată părților, putând fi contestată la instanța de contencios administrativ. Hotărârea va fi transmisă spre informare și Ministerului Educației.